trofeu în palmares și este vorba despre Supercupa pe care a câștigat-o în urmă cu câteva zile. El a luat locul în această vară lui Robby Keane, cel care a renunțat la postul de antrenor. O mingea preluată acum de Băluță. Băluță este urmărit de doi jucători de la Maccabi. Alex Băluță este până la urmă deposedat. El a preluat poziția pe care a strălucit în sezonul trecut Florinel Coman la campioana României. Minge trimisă pentru Zahavi. Era Zahavi, fenta lui Zahavi, șutul lui Zahavi! Mingea se duce pe lângă poarta lui Târnovanu și este prima execuție de acest gen. Primovic. Radonovic întoarce pentru Târnovanu. O suprafață de joc bună, un pic cam moale, dar bună. În această seară, în Ghencea, pentru această partidă specială din preliminarele Champions League, Ștefănescu pentru Alexandru, o prelungire către Daniel Popa. Din nou Ștefănescu a curs bine acest atac al lui FCSB, cu lansarea acum a lui Olaru pentru Băluță. Băluță este în careul lui Vacari, Băluță, Băluță și primul șut al lui FCSB pe spatele porții adverse în acest match. A prins în doi timpuri Mișpati, dar faza recuperată de șut. Încearcă diagonala către Băluță, dar mingea este mult prea scurtă. Tot Olaru recuperează. Daniel Popa în stânga pentru Băluță. De multe ori aici Băluță a avut oportunități. Băluță pentru șut. Mai departe pentru Radunovici. Vine centrarea pe jos a lui Radunovici. Ocazie mare pentru FCSB. Daniel Popa însă trimite pe lângă. Lucrurile se lăsa să continue. Acum Crețu împinge mingea către Olaru. Acesta se grăbește cu o pasă pentru Ștefănescu și nu se întoarce faza. Este șansă pentru Maccabi Tel Aviv acum. Kanikovski pasează lui Ado. Galenzul înaintează către careul lui FCSB. Zahavi! O poziție bună pentru Era Zahavi, însă balonul se duce peste poarta lui Târnovanu. Din nou David Miculescu a fost cel care a lovit mingea, a trimis către Adrian Șut, așadar Maccabi. A luat tare David Miculescu mai devreme de Shlomo. Poate nu la fel de puternic ca Daniel Popa, dar cu viteză superioară din partea lui David Miculescu. Și cum spuneai și tu, Mihai, în prima repriză a marcat mai multe goluri în acest debut de sezon decât Daniel Popa. Da, David Miculescu și Darius Olaru sunt pe primul loc în clasamentul marcatorilor pentru FCSB în acest început de sezon. Fiecare are câte 4 reușite. O pasă trimisă pentru Ado, o prelungire frumoasă a lui Ado, continuă acest atac al lui Maccabi. O situație de superioritate numerică la această centrare. Maccabi a adus 4 jucători în careul lui FCSB. A deșut această minge diagonală pentru Valentin Crețu, însă mingea este recuperată de Ado. Stă bine. Aplauze pentru Crețu, foarte bine în fața lui Ado, un jucător cu 14 ani mai tânăr decât Vali Crețu. Dar până acum, în acea parte a defensivei, Crețu a reușit să le facă față jucătorilor lui Maccabi. O deviere pentru Radunovici. Radunovici a continuat cu Băluță. Pătrunderea lui Băluță. Băluță continuare. Șutul lui Băluță! Rețiu de Mișpati. Două mingi trimise pe spatele porții adverse de Băluță până acum în această partidă. Mingea nu a avut destulă forță. Babal Hasan respinge, însă nu a venit nimeni acolo să-l ajute. Darius Olaru era prea departe, dar greșește și Van Overim. Încă de la primele sale implicări în joc, încă de la prima atingere de minge, Miculescu lasă impresia că este totuși o soluție mai bună în acest moment decât Popa pentru centrul atacului lui FCSB. Crețu întoarce pentru Al-Hassan, un alt jucător introdus la pauză. Acesta a pasat pentru șut. Daua continuă cu Radunovici. Radunovici pentru capitanul Olaru. Radunovici cearcă pentru Băluță. Băluță! Băluță! Șutul lui Băluță a fost deviat în corner de Shlomo. Ce intervenție a fundașului de la Maccabi, Shlomo. Ofensive de la FCSB, centrare prea lungă și este o încercare a celor de la Maccabi de a ieși pe contraatac. Intervenția este remarcabilă a lui Crețu, centrarea lui Crețu. Și apoi minge este lovită cu capul de Ștefănescu. Din nou, Vali Crețu. Statistica este alături. Să vedem însă momentul lui Ștefănescu. Vine centrarea respinsă însă din fața lui Daua, dar continuă faza celor la FCSB. Adrian Șut pentru Risto Radunovici. Avea mingea pe stângul, însă fusese deja blocat de adversarul său. Acum poate veni centrarea din partea lui Radunovici către Babal Hasan.
Crețu, curajos, a băgat acolo capul, a trimis mingea pentru Băluță. Ștefănescu, diagonala lui Ștefănescu și este intervenția lui Mișpati la lovitura de cap a lui Miculescu. Cea mai bună fază de fotbal a lui... Trimis David Miculescu mai devreme, dar Mișpati a intervenit în ultimul moment și păstrează acest scor de 0-0. Ștefănescu, scurt pentru Băluță, din nou mingea la Ștefănescu. Vine centrarea către Adi Șut, singur acolo, scoate din nou Mișpati. Cât de inteligent a trimis cu capul Șut, însă a respins portarul lui Maccabi. Iar acum faza se încheie cu lovitura de cap a lui Daua. Două mingi foarte periculoase trimise de cei... Maccabi în continuare va juca, având o linie de patru apărători. O formulă mai ofensivă de acum pentru Maccabi, dar și spații mai mari pentru cei de la FCSB. O pasă lui Darius Solaru pentru Alex Băluță. Din nou spațiu de manevră pentru Băluță. Băluță! A încercat o nouă execuție cu interiorul la colțul lung, dar n-a ieșit această minge a lui Alex. Poziții avansate pentru cei de la FCSB cu Radunovici, care pasează lui Băluță. Pasa lui Băluță imprecisă. Continuă însă Băluță. Băluță evită doi jucători de la Maccabi. Băluță în continuare. Irezistibil. Băluță scoate pentru finalizarea încercată de Ejuma. Ejuma însă a fost blocat de un adversar. Frumoasă, foarte frumoasă această pătrundere a lui Băluță. Zare a lui Ejuma în blocajul foarte bun a lui Asante. Dar ce pătrundere a avut Băluță. Iată din nou pe Juma, care ratează să acea intervenție, a fost în Ghezana. Și Ado, Ado, până la urmă este gol. Gol Maccabi, Maccabi, este golul nou intrat în Ir Biton. De Carol, care tocmai ce a fost introdus pe teren, reușește să înscrie pentru campioana Israelului. A fost o greșeală a lui Ghezana, care nu a reușit să intercepteze acel balon, s-a expus, s-a eliminat din centrul apărării. Și de aceea intervenție ratată a lui Ghezana au profitat jucătorii de atac a lui Maccabi. Nir Biton este cel care marchează un fotbalist care a jucat și pentru campioana Bulgariei, Ludo Goreț. Chiriche și la marginea terenului. Shlomo faultează pe atacantul celor de la FCSB. Darius Solaru, capitanul FCSB-ului, este cel care va trimite această minge în careu. Minutul 75, 1-0 pentru Maccabi. Vine centrarea, gol! FCSB! A reușit să marcheze cu capul. Radunovici pentru David Niculescu. El a fost cel care a scos faultul din care a venit și acel moment. Valdor Juma pentru Ghezana. În imagine am avut-o pe soția lui Joachim Daua, cel care a marcat mai devreme. Iată această pătrundere a lui Miculescu. Acum îl vedem pe Băluță. Băluță scoate mingea pentru Crețu. Crețu o continuare cu Ștefănescu. Ștefănescu este închis, trebuie să toarcă pentru Baba Al-Hassan. De la Al-Hassan la Ghezana, iar de la acesta la Radunovici. Momente bune pentru FCSB. O pasă pentru Băluță, continuare pentru Radunovici. Radunovici, central lui Radunovici. Și este o ratare uriașă a lui Băluță. Cum au putut rata cei de la FCSB? Ejuma din fața lui Daua. Radunovici, Pereț se luptă pentru acest balon împreună cu Ejuma. Apoi mingea ajunge la Al-Hassan. Al-Hassan a scos foarte bine pentru Ghezana, de la acesta la Darius Solaru. Olaru încearcă să-și facă un culor pentru centrare. Centrarea lui Darius Solaru și... Ce ratare! Alexandru Mulți! Mulți aproape să fie din nou erou! Bine de echipă mică din partea campioanei Israelului. Radunovici, minge care nu ajunge la el. Recuperează Baba Al-Hassan. Al-Hassan în continuare. Pasă pentru Miculescu. Miculescu! Șutul lui a fost deviat de Shlomo și reținut de Mișpati. Miculescu are un șut extrem de puternic cu...